Filmez numai eu în seara asta. Nu, numai eu atât. Vreau să mulțumesc în primul și în primul și în primul și în primul rând dușmanilor mei. Mamă, dar sunt mulți? Bravo! Sunt destui. Asta chiar dură și pe noi. Și vreau să ne spun doar atât. Duceți numele mai departe, că pe voi ajung sus. Asta pentru dușmanii mei. În al doilea rând, vreau să mulțumesc la fratele meu, la Danezu, că a avut bună plăcere, Danezu, Dani, bună lumea, la care vă mulțumesc. Stima ceva ca fratele meu. Și mulțumesc din suflet, Danezu, mulțumesc din suflet, pentru că toate piesele alea frumoase, care mulți dintre voi le-ați ascultat pe YouTube, pe taraf, e datorită Danezu Music Studio. În al treilea rând, băieții, vreau să mulțumesc din suflet la surioara mea, mai mică, Anișoara. Nu mai este șefa mea, este doar sora mea, cea mai mică. Și când mi-a fost greu, această ființă omenească a fost lângă mine. Nu știe toate problemele. Mulțumesc din suflet. Și vreau să mai mulțumesc încă o dată din toată inima mea pentru surioara noastră mai mare, pentru Elena, pentru cunoțelul nostru, pentru DJ Love, pentru tot stafful Radio Amici 2009, de lângă... Am emoții, îmi cer scuze. Dar ei au fost lângă mine. Așa. Sunt lângă noi și vor fi mereu, pentru că sunt acolo, departe, fiecare suntem împrăștiați în mai mult de 7 țări. Fie toți suntem departe de casă. Pentru că au ajutorul Radio Amici 2009, suntem o familie unită. Suntem cu toții grămadă și ne simțim bine acolo cu toții așa normal. Și vreau să mai spun încă un singur lucru. Acum 3 săptămâni, când pământul era întunecat în jurul meu, Dumnezeu mi-a trimis un înger care m-a ridicat de acolo cu toate problemele care le-am avut și mi-a spus doar câteva cuvinte frumoase care nu o să le uit toată viața mea și o să le păstrez mereu în mintea mea. Ridică-te și luptă pentru că ai pentru ce lupta. Acel înger mi-a prins sentimentul ăla care eu nu l-am mai simțit de ani de zile. N-aș ști ce înseamnă fericire, n-aș ști ce înseamnă dragoste. Am luptat pur și simplu ca un nebun ca să fie, ca să fie bine. Și mulțumesc Bunului Dumnezeu în ziua aceea, nu mai spunem data, mi-a trimis acel înger, care nu, toate cuvintele de pe fața pământului, nu știu dacă le-aș aduna pe toate și nu cred că aș reuși să-i mulțumesc. Acel înger este în seara asta aici, alături de mine. Și se cheamă Georgiana. Eu și vreau să spun în tot sufletul, la toată lumea, care suntem în seara asta aici, care ne ascultă în toate media playerele, peste 7 țări, vreau să spun în suflet că te iubesc în toată inima mea, în tot sufletul meu. Nu știu dacă cuvintele au puterea să-ți mulțumească. Numai două secunde. Și... eu în seara asta am bănuat toate cuvintele frumoase. Deci am încercat să adun de pe fața pământului toate cele cuvinte frumoase care, dacă ți le-aș spune, cred că mi-ar trebui
100 de ani aici, acolo, și îmbătrânim și tot nu termin să ți le spun. Eu ți le-am adunat doar în câteva cuvinte. Vrei să fii soția mea. Spune-o tu ca să audă toată lumea. Te iubesc, viața mea. O cerere în căsătorie în seara aceasta și nu oricărui, ci a fratelui meu, Florin de la Padova. Asta ce programul meu din această seară, cu o melodie frumoasă care îl dedic în totalitate special pentru ei, cu mesajul să iubească mult și de ce nu să jucă la nota lor, să le urăm după acum casă de piatră. Aplauze pentru ei, aplauze pentru voi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în seara asta. Mulțumiri lui Ani pentru invitația făcută. Și luați exemplu de la Corinel de la Padova și cei care sunteți în perechile alături de voi, invitați-le la dans. Cât te iubesc, cum n-am iubit pe nimeni. Și tot restul vieții te port în inima mea. Ești floarea vieții mele, ești aerul care respir. Și la fiecare poză, prin putere să mă schimb. Oh, cât te iubesc, cum n-am iubit pe nimeni. Și tot restul vieții te port în inima mea. Ești fără vieții mele, ești aerul care respir. Și la fiecare poză, eu doar pe tine te iubesc. Te iubesc, te iubesc, fără tine nu trăiesc. Și tot restul vieții mele, eu doar pe tine te iubesc. Oh, te iubesc. Să fii soția mea. Te iubesc,
Frumoasă, frumusețe de femeie, si minor, minor.